is fun but complicated pe A-List Magazine de la 21:30. Sunt cu colega mea Raluca Anton și cu invitata noastră Amalia Enache. Da, bună seara, mă simt ca la un 8 martie între fete. Eu când am auzit love is fun but complicated am crezut că ești cu băieți. Unde sunt bărbații? Să-ți pregătim mai încolo. Ce-i cu discuțiile astea de fete? Discutăm ca între prieteni. Păi tocmai asta vrem să cumva să te mai relaxăm un pic, să putem să atingem niște subiecte mai interesante. Raluca, despre ce povestim astăzi? Eu mă gândeam să o întrebăm pe Amalia lucruri care țin de Alma și de rolul de parenting asta, pentru că noi tocmai povesteam mai devreme de fetele noastre și de faptul că... Adică mergem la dragoste. Mergem la dragoste, mare, da, de tot. Acea, și acel tip de love. Da, dar eu să încerc să... Nu e cu atâtea condiții cum e cu partenerul și cu atâtea așteptări. Mă gândeam la presiune, știi? La faptul că implicit un copil vine cu o grămadă de lucruri în viața noastră, oricât de mult i-am iubit și oricât de mult ne-am dorit, vine cu o modificare a felului în care suntem, a felului în care gândim, a nevoilor pe care le-am avut înainte și pe care acum poate că le punem pe un plan secund. Da, vine cu o modificare a vieții tale de adult funcțional. Mi se pare că e destul de greu, în primul rând, foarte practic să jonglezi între lucrurile astea, între nevoia copilului, mai ales la vârste foarte mici, ca mama să fie acolo, dacă se poate, în cazul Almei, tot timpul, și nevoia ta, nevoile tale de adult funcțional, mai ales după ce se termină perioada aceea asumată de concediu de maternitate în care, clar, te dedici copilului, dar nevoile astea de adult funcțional sunt pe toate palierele, de la carieră, la socializare, la... toate lucrurile de adulți și, ce să zic, mi se pare că e destul de greu practic de jonglat între cum acestea. Cum ai împărțit timpul? Eu am trecut printr-un proces terapeutic foarte îndelungat înainte să devin mamă. Am făcut o psihoterapie puternică și întinsă pe o perioadă lungă și unul dintre lucrurile cele mai importante pe care eu le-am învățat temeinic în psihoterapie și pe care nu le aveam a fost deparazitarea timpului. Spun nu la tot ce văd că e în risc să-mi încarce programul. Timpul cu copilul este timp cu copilul, rar sunt cu telefonul, am telefonul pe silențios, oamenii care mă caută știu că nu răspund imediat, pentru că nu vreau să fiu un părinte care e și aici, dar și dincolo și la fel, când sunt în viața mea de adult, încerc să mă desprind, știu că Alma este pe mâini foarte bune, am securizat lucrul ăsta și nu sunt în general un om care să fie așa anxios și să mă apuce panici ca o leu, nu sunt și colo și colo. Deci cumva sunt convinsă că la fel ca în și celelalte paliere din viața mea, psihoterapia de dinainte m-a ajutat să pot să fiu funcțională acum. Și că asta e foarte important, așa, demitizarea ceea ce înseamnă psihoterapie și ce înseamnă a trece printr-un astfel de proces. Da, uneori te învață, nu-și imaginează. Da, uite, uite pe mine, m-a învățat ceva foarte practic să spun nu, sunt un om vin foarte multe cereri către mine, foarte multe, de toate felurile. Și cumva la toate zici, să dai interviuri, să te întâlnești, să te duci la evenimente, toate au legătură cu cariera mea, doar că sunt conștient că nu pot să le fac pe toate și atunci funcționez, nu cu ele înscrise, dar am așa o listă internă de priorități și în funcție de aceste priorități fac și nu fac și nu mai am vinovăție atunci când nu pot să fac totul. Mustrare de conștiință. Nimic, nicio mustrare de conștiință. Viața e așa fun. Știi ce mă mai gândeam apropo de ce spuneam mai devreme cu rolul de adult, cu adult funcțional și că e important să împărțim toate lucrurile, viața profesională, viața personală. Cum a fost viața personală după apariția Almei? La mine lucrurile sunt atipice, pentru că sunt într-o situație atipică și atunci cu prietenele mele care sunt în situații tipice de cuplu, adică zi de zi unul cu celălalt, cumva am simțit chiar puțină invidie de la el că pot să gestionez. Măi, există niște lucruri despre care nu vorbește nimeni.
așa, pe față, pe care și eu, la rândul meu, le-am descoperit după ce am născut. Și unele sunt pur și simplu fiziologice, adică în perioada după ce ai născut și în perioada în care alăptezi, nu știu, biologia te-a lăsat în așa fel încât să nu poți să te concentrezi la altceva decât la copil. Eu cred că biologia a hotărât că acel copil trebuie să supraviețuiască și atunci mama nu se poate duce prin alte părți. Eu văd foarte mult și foarte multe discuții așa, și foarte multe sfaturi pentru femei după ce au născut cumva să aibă grijă să nu, nu știu, să nu risipească viața asta de cuplu, dar eu cred că de fapt într-un cuplu cu multă dragoste, știu că e o provocare, dar cred că important e ca și cealaltă să înțeleagă că da, nu se poate așa deodată. Și că sunt altele și altele și că se așează toate la și timpul lor. Exact cum spuneai, cu biologia creierului, care nu permite pur și simplu femeii să se concentreze pe alte lucruri decât pe creșterea puiului, care nu are abilitatea să se descurce singur. Da, a creierului și eu cred că și fiziologică. Da, eu am aflat cu medicii, discutând lucrurile astea, pentru că și pentru mine unele lucruri au fost surprinzătoare. La un moment dat, un medic mi-a spus-o foarte pe față și a zis: ia gândește-te tu că așa cum ești acum, așa este o femeie în perioada de menopauză, de pildă. Nu-mi spusese nimeni asta vreodată și această perspectivă n-a fost tocmai încântătoare, dar lucrurile se rezolvă și da, în timp îți reintri în tot ce înseamnă ritm și nu doar că îți reintri, dar tu, eu cred că firesc este toc să te întorci la tot ce înseamnă viața ta de adult, adică nu cred că e ceva greșit dacă te transformi doar în mamă. Pentru că noi suntem de toate în general, adică ești și mamă, ești și iubită, ești și soție, cine e soție, ești și soră și una nu o exclude pe alta. Adică atunci când ești soră și fiică, nu înseamnă că nu poți să fii iubită. Da. La fel e și când ești mamă și asta e. E unul dintre rolurile care ne împline și asta zic, sunt perioade în care există dezechilibre care nu țin numai de noi, adică acest echilibru perfect în care funcționăm și suntem aceste leoaice și carieră și mamă și iubit și pe toate le fac și mamă, am alăptat copilul și l-am schimbat și n-am dormit toată noaptea și când vine acasă el, eu sunt într-un porjartier. Dar de ce să fac aceste eforturi? Că înseamnă că undeva în cuplu nu e ceva în regulă dacă se așteaptă de la mine, adică nu există așa această empatie în care înțelege că eu sunt supra-solicitată și așteaptă să fie lumânări și petale întinse pe jos. Undeva nu s-au setat bine așteptările. Și cred că este ține foarte mult de discuțiile pe care noi le-am avut în întâlnirile noastre trecute. Nu se vorbește, nu ne va ține nimeni să vorbim despre lucrurile astea, să spunem lucrurile astea și să discutăm cu partea. Nu pot pentru că și eu simt și mie mi se pare și eu cred. Sunt lucruri pe care le învățăm din mers, dacă le învățăm. De pildă, eu am învățat din mers, însărcinată fiind, că poate să fie foarte fun dacă sarcina ta e una ușoară și normală, e o perioadă foarte fun. Nu știam asta. Dar apropo de cuplu și de lumânări și de, pentru că tu și Alma sunteți un duo deja, văd că e peste tot cu tine. Cum ar mai exista o a treia persoană? Ar putea să mai există sigur o a treia că, persoană? Pare că e peste tot, dar lucrurile nu sunt așa. Ea deja are și o viață a ei. Ea are o viață a ei, o grădiniță. Întotdeauna a avut o perioadă în care a plecat cu alți adulți în parc și nu numai. Deci lucrurile sunt foarte gestionate. Nu e așa cum ar putea. Dar o a treia persoană între voi două ar mai putea exista? Dar da, sigur că da. Vine pe lângă. Pentru că e obișnuința da, care se creează. Da, nu e între noi două, e pentru noi amândouă, nu știu, nu e între noi, adică nu simt că se pune cineva așa de-a curmezișul între noi, dimpotrivă, e pentru noi acolo. Deci până la urmă se construiește un sistem care
oferă fiecare membru din sistemul respectiv, îndeplinește un rol, un rol. Funcție. Sigur că da. Și se recrează, de fapt, regulile și normele ca atunci când mai pui încă un pin pe hartă și reconfigurezi traseul. Da, uite, chiar acum vorbeam de curând cu niște fete care au o campanie cu depresia postnatală și am simțit că nu pot să ajute și eu ajut foarte mult în zona asta, așa, pentru că dacă n-am fost acolo, mi-e greu să vorbesc. Adică sunt atât de atipică încât eu, după ce am născut, am plecat cu copilul în America de Sud și am stat luni întregi la plajă. A fost altfel și pentru că nu știu, cred că lucrurile devin și apăsările devin și ar fi fost și pentru mine dacă trăiam tocmai o rutină. Pare că ți aranjezi un confort și un confort și totul e clar și tu ca mamă ai de făcut asta, lucrurile la tine acasă, în lumea ta, te duci până în parcul de lângă și faci asta în continuu, în continuu. Și dacă era o schismă atât de mare între viața mea de dinainte în care călătoream și eu puținele luni în care am stat și am făcut asta, deja simțeam că e nevoie de mai mult decât atât și atunci nu am avut nicio temere să fac asta, să plecăm în America de Sud și să plec și împreună cu copilul care e parte din viața mea. Iar asta este pentru că la rândul meu eu așa am crescut la mine în familie. Tatăl meu a fost antrenor și ne-a luat pe noi și pe mine și pe fratele meu și pe mama în toate cantonamentele, pentru că erau multe în toată țara și noi am trăit așa un pic ca la șatră în care, da, în care călătorim mult, dar cumva suntem împreună și am această conștiință a faptului că suntem împreună. Am fost certată uneori public că m-au văzut cu copilul, nu știu, seara, târziu, în Rio, unde deja erau lucrurile alea de precarnaval și, aoleo, copilul trebuie să doarmă în pătuțul lui la ore fixe. Și am povestit atunci doamnei care m-a certat că, uite, eu din copilăria mea îmi amintesc perfect toate seriile în care am fost la petreceri cu părinții mei și am depășit ora de culcare și nu mi-amintesc deloc când m-am culcat fix, adică în restul timpului și sper că și pentru Alma vor fi ca niște evenimente în care a fost împreună cu a ei, așa, la... Sunt momente pe care le marchează, altfel e exact ce spuneai și tu, e rutina pe care nu ne-o mintim pe termen lung și cred că nici nu descriem când ajungem la vârsta adultă. Mi-amintesc că mama era atât de organizată încât în fiecare seară mă culca la ora 9 și mă trezea la ora 7. Și se ține foarte mult de rutina asta. Eu și fiica mea suntem mai boeme și sigur că trebuie să funcționăm și noi și trebuie să... E acum într-un program în care trebuie să se trezească odihnită pentru grădiniță, dar sunt foarte relaxată în legătură cu asta. Nu cred că copilul va fi epuizat dacă într-o seară la o petrecere ea rămâne un pic mai mult, atât cât poate. Pe cine își petrece timpul când tu ești angrenată în tot felul de alte... Că spuneai că are un sistem securizat. Are un sistem securizat în perioadele în care tatăl ei este cu noi, cu el și recunosc că am profitat din plin de asta, adică și în această vară și în iernile în care am fost noi acolo am profitat mult și ei au profitat enorm unul de celălalt. A fost o vreme când am avut un ajutor și mai este bunica cu care stă acum, recent, care își petrece timp și care conectează. Dar care sunt cele mai mari provocări pentru tine, având nevoie să te ocupi de tot procesul cu Alma, să fiind singură uneori? Măi, au fost primele provocări și cele mai mari au fost cele legate de oboseală. Și cred că atunci clachez în toate celelalte ale vieții tale. Eu am trăit prin atât. Mie mi s-a părut că știu ce înseamnă să nu dormi, pentru că am stat în televiziune târziu, am stat la montaj, am și petrecut mult și am pierdut multe nopți. Nu știam ce înseamnă, pentru că nu știam ce înseamnă că atunci când ți-e somnul cel mai dulce, atunci să te trezești, după aia să adormi și atunci să te trezești. La mine lipsa asta de somn a fost cea mai mare și cea mai mare provocare. Pentru că înainte lipsa de somn era una conștientă, alegeai să faci lucrurile respective, oricând ai copil nu alegi
Și nu era somn întrerupt, adică te culcai mai târziu sau te trezeai foarte devreme și așa, dar era un somn legat. Aici cred că problema este că tu când ești în REM, în somnul cel mai adânc, copilul atunci se trezește și vrea ceva de la tine și e greu să... Mie nu mi-a fost greu să adorm la loc, deci adormeam fără să mă gândesc, dar asta oboseala și cred că de aici intervin foarte multe din dificultăți. Na, într-adevăr, aici fiind singură, n-am avut deloc cui să externalizez, adică n-a existat nici măcar o singură noapte când ea era bebeluș în care să zic gata, haide să... Da, da, și eu dorm și numai, nu știu, îmi pun dopuri de urechi. Ce-ți spuneai în nopțile alea când era greu? Că mi-am dorit-o foarte, foarte, foarte mult și că e o etapă și că ea acum are nevoie de mine și că pot. Da, și va trece până da, la urmă. Și îmi spuneam că pot, cum mi-am spus adesea în viață, în momente grele, că de fapt, haide că poți. Cred că eu am crescut cu, haide Amalio că poți. La fi că de antrenor. Exact, și de antrenor, și de antrenor câștigător de locul întâi. Adică eu am crescut și cu această conștiință a cupelor. Era și antrenor, era și director la școală. Un pic am crescut în această... impresie că trebuie să fii campion. N-ai avut de ales cu... N-am avut de ales cu tata, antrenor la care eu am fost, la școala la care am fost până în clasa 8-a și cu camere întregi cu cupe. Și acum când tu ai povestea asta, cum o trimiți mai departe? Cum o transmiți mai departe? Apropo de ce discutăm și noi două, că poveștile ne tot vin cu un bagaj și cu o poveste pe care avem de foarte multe ori tendința să o transmitem mai departe. Să știi că eu, de pildă, aud că e foarte la modă să nu mai vrei competiție și să nu pui presiunea asta asupra copiilor, dar eu n-am simțit așa că a fost cu totul și cu totul rău pentru mine. Nu știu. Pentru mine nu există, nici în terapie nu mi-a reieșit că e o traumă majoră asta și undeva există o mândrie a faptului că am trecut premiantă prin școală și că am reușit să fac lucruri și că am avut acest spirit de competiție. Nu știu cum o să fie, adică dacă văd că o frustrează și că e genul de... copil, de persoană pe care o frustrează pierderea, să știi că din sport de fapt înveți și să pierzi. Și asta e atât de important până la urmă. Da, pentru că e inevitabil, adică în sport nu există numai campioni, există, nu știu, uitați-vă la Simona Halep, e numărul 1, dar uitați-vă ce încărcătură au meciurile în care pierde și de ce resurse psihologice are nevoie să se ducă pentru următorul meci. Cumva cred că am învățat și asta din sport, că și dacă pierzi, chiar dacă ești acolo foarte sus, ăsta nu e un sfârșit al lumii, ci e un motiv pentru tine să te mai antrenezi, să te mai mobilizezi, să continui. Cumva ce îmi doresc de la Alma, încă de la vârsta asta foarte mică, este să găsim soluții la probleme. Asta deja aude foarte mult când are frustrări, că nu reușește să facă singură ceva și tot timpul o rog să nu se supere, dar așa, și să găsim soluții și uite, haide împreună și o să găsim soluții, Cum o să-i povestești al mei, apropo de povestea cu tatăl ei, care uneori vine, alteori mergeți voi? Asta e o poveste provizorie, pe perioada asta, acum, e strict... Temporar. E temporară și ea deja de la anul, când va fi suficient de mare, nu mai va fi această situație, iar când o să-i povestesc că atunci când era mică a fost așa, cred că în povestea ei de viață, faptul că, nu știu, avem aceste povești, că a început diversificarea în Argentina, că primul ei dinte a ieșit în Brazilia. Cred că are o poveste de viață interesantă. Da. Sunt foarte... Abia aștept să mă duc cu ea în Buenos Aires, în San Telmo, când va fi mare, și să-i spun, uite, erai tare, tare mititică, nici nu aveai dinți încă și aici e locul unde...
ai început să mănânci și tu nu ai mâncat pentru că nu se găsesc zarzavaturi și ce bebelușii din România diversificare, așa ai mâncat dovleac plăcintar ca în Argentina prima masă și cred sincer că povestea ei de viață va fi bine, frumos împachetată. Cum te imaginezi în rolul de mamă când ea va fi adolescentă și va începe ea aria asta de love is fun și de iubiri și distracții? La asta am așa o relaxare. Sunt sigură că nu o să fiu, adică o să fiu genul de mamă în poveștile umoroase, voi fi foarte, foarte lângă ea, va avea libertate mare, mare de tot. În schimb, acum, dacă mă întreb, nu sunt deloc pregătită pentru celelalte provocări pe care le aduce lumea modernă în viețile adolescenților. La mine, la Hunedoara, în anii 90, nici nu se punea problema drogurilor. Dar nici nu exista așa ceva. Adică, Doamne, nu părea că e ceva doar în America. Nu exista această tentație. Mai mult decât atât, în familiile bune, era de prost gust să fii fumătoare, să bei pe la petreceri, și adică nu eram privită, nu era gașca, că se spune că gașca te influențează. Gașca de la noi din provincie, din Hunedoara, nu valida aceste comportamente. Băieții erau mai degrabă interesați de fetele mai cu mințele Ardealul, ce vrei. Ei, sunt conștientă că fata mea va crește într-o cu totul și cu totul altă lume și nu știu dacă sunt pregătită, pentru că eu mă consider foarte protejată că nu am avut aceste tentații și sunt speriată de. Dar știi că apropo de asta, sunt niște studii foarte faine din sociologie care contrazic puternic zicala asta cu gașca care te influențează și spun că de fapt rolul cel mai important este al familiei. Dacă există conectare, dacă există siguranță, există empatie, copilul alege implicit în funcție de aceste valori și nu în funcție de valorile găștii. Deci nu va alege să intre în astfel de contexte. Presiunea e mare, într-adevăr, dar poate să apară această dorință a copilului de a nu, de a refuza. De fapt. Uite, da, asta îmi doresc, să învăț până atunci, până ea va fi adolescentă, să am conectare, să avem în echipă, că va fi întotdeauna echipă cu tatăl în povestea asta, să avem așa o conectare încât să ne reușească, pentru că mărturisesc că aș fi înspăimântată în fața acestor lucruri, că nu țin de realitatea mea, de lumea mea și are sens până la urmă, e o presiune atât de mare. Da, și o chestiune de siguranță, uite, la asta mă gândesc, când copilul e mic, el e acolo cu tine și știi, ei, fii măi când știi că a venit noapte și că trebuie să-i lași, să-l lași, așa, independență. Doamne, uite, eu nu sunt pregătită. Eu și în situațiile de viață, nu știu, nici cu partenerul nu-mi place să fie nopțile prin altă parte. Nu, îți dai seama, cu copilul, nu știu, dar mai am un pic de timp până atunci să învăț cu grădinița, cu cum o ajut la, dacă o ajut sau nu o ajut la teme, că n-aș prea vrea, că pe mine nu m-au ajutat și nu vreau să fac școala încă o dată, aș vrea să fie responsabilitatea ei. Deci, se întâmplă progresiv până la urmă. Asta ajută zic, pentru chiar așa de repede să treacă încât să mă trezesc, că în rest, așa, cu iubiții va fi foarte bine. Da, pentru că love is fun and complicated, tu mai ai timp de dating. Da. Da? Da. Și cum e? Păi, foarte bine. Dar mai nu există să... Eu nu cred că e asta, că n-ai timp. E priorități. Dacă n-ai timp, înseamnă că subconștientul tău îți spune că nu vrei să faci lucrul ăla. Dacă vrei să faci lucrul ăla, îți găsești timp. Nu cred în povestea cu noi timp, cu nimic. Dacă îmi spune, aoleo, nu-ți dorești suficient. Apropo de a spune nu și de a avea lista aia internă de lucruri. Da, măi, și măi, Diana, tu așa ești o fată foarte tânără și la dating nici măcar nu mai e cu lista, te cheamă altceva, te cheamă dorința, nu mai stai să, aoleo, dar nu ai timp, este timp.
Eu am, da. Noi avem o carte. Pe Raluca tot timpul ne aduce pe noptieră, pe măsuță, câte o carte în fiecare ediție. Da. Și cartea de asta este Confesiunile unei mame imperfecte. Așa. Da. Scrisă de Harriet Lerner, e o autoare foarte faină, Harriet Lerner, și scrie foarte bine, e de fapt cercetător, scrie foarte bine pentru publicul larg, unul dintre specialiștii care au acest limbaj de interfață foarte bine dezvoltat. Și ea povestește și din rolul ei de mamă, dar și din studii, de fapt. Ce își dorește, de fapt, să facă este să ia de pe umerii noștri această presiune când vine vorba de parenting. Pentru că așa de multe lucruri s-au construit în ultimii ani și așa de mare presiune, câte trebuie să faci, câte departe de... Începe să ne fie frică și de termen. Da. Că și termenul a devenit o presiune. Aoleu, ai născut și n-ai citit toate cărțile de parenting. Nu știu ce o să te faci. Ce se întâmplă cu copilul acesta care... Da, și după aia în parc aia, că mamele, cred că nu există armată mai fioroasă decât armata mamelor. Le oaice. Stau să urmărească dacă conectezi, dacă te aplegi la nivelul copilului. Da, da, și la reguli. Da, da. Cum știi? Transmiți regulile. Da, da, exact. Așa că e o carte care ia presiunea de pe umerii noștri. Cred că merită. Păi da, păi e clar. Dar apropo de titlu cu imperfecțiunea, pentru că ești un om public, cum faci față sau ce faci pentru a, nu știu, a bara sau a pune un zid în fața, nu știu, unor comentarii, unor situații? Păi probabil că atunci când am intrat în zona asta publică, am căutat puțin admirația publicului. Sigur e ceva și un motiv din ăsta care te trimite într-o zonă atât de publică cum este a mea. Însă, de fapt, ce mi s-a întâmplat a fost inversul și am învățat în ani foarte multe de la publicul meu și de la comentarii cum să-mi accept, de fapt, imperfecțiunile, vulnerabilitățile și cumva și comentariile, incidentele publice în care oamenii află că ești imperfect se duc într-o zonă de bine. Și să știi că, de fapt, vremurile actuale nu mai sprijină atât de mult vedeta, model, pentru că e inaccesibilă. Acum internetul a făcut ca fiecare om să aibă profilul lui, bloguri, vezi și tu, la generația tânără prinde foarte mult modelul acesta de, nu știu, vlogger, tocmai imperfect, care arată tot felul de slăbiciuni pe care le are. Și dacă noi am rămâne într-o zonă din asta foarte controlată, am fi foarte departe de oameni, pentru că oamenii te identifică ca fiind cineva nereal. Nu există acești oameni minunați care nu greșesc în nicio situație. De asta cred că oamenii savurează foarte mult momentele în care suntem criticate pentru că ne îmbrăcăm, nu ne îmbrăcăm cum trebuie. În general, că na, vrei să vezi că și ăla de la televizor are, da, nu e nici ăla așa perfect, îi scos din țiplă. Și pentru că noi, mai ales eu sunt jurnalist, adică nu sunt o figură princiară și trebuie să mă prezint lumii cu toată, nu știu, toate gesturile mele, totul trebuie să fie aristocratic și de asta am asumat până în limita la care pot duce eu public povestea mea de mamă singură. Sunt, asta sunt. Nu sunt în niște tipare. Acum asta nici nu înseamnă neapărat că sunt imperfectă. Pur și simplu nu sunt în niște tipare foarte aristocratice, cum spuneam. Cum au primit ai tăi rolul ăsta de mamă singură? Cred că noi tot discutăm despre asta. Cum spunem apropiaților lucruri pe care poate că... La noi, în familie, noi nu am fost din ăștia cu gura lumii, așa. Noi cam ne-am văzut de viețile noastre așa, și suntem o familie așa în care... Închegată și în care ne punem, nu știu, nu ne lepădăm unii de alții și când suntem imperfecți. Am făcut
tatăl meu, la rândul lui, a avut o perioadă la un moment dat în adolescența mea în care a avut o perioadă, să zicem, imperfectă și atunci mama a fost cea care ne-a readunat și cred că de la ea am învățat că, de fapt, important e să fim împreună și să ne sprijinim, că nu suntem așa, nu știu, și că nu suntem așa foarte liniari. Cel mai ușor lucru este să pleci. Eu tot timpul le spun asta cuplurilor. Cel mai ușor lucru în momentul ăsta este să decideți să vă despărțiți. Da. Rămâne împreună, oricât de mult ne dorim, asta e foarte, foarte greu. Eu recunosc că în povestea asta de cuplu, la un moment dat, după o relație extrem de lungă în care am rămas, după aia, perioada imediat după, am savurat foarte mult plecările la cea mai mică. Dar a fost așa, nu știu, super satisfacție. Da. E, asta zic, doar că na, nu poți să o ții așa. Okay, pentru că analiza costurilor și a beneficiilor până la urmă. Da, și pentru că dragostea, mie mi s-a arătat odată cu vârsta că e aceea așezată cumva, știi? Pasional, dar... Păi o vreme. Și... Cum zic ăștia din neuroștiințe, 18-24 de luni, atât e componenta pasională, după care începe să plece vălul de pe cortexul prefrontal. Da. Și adevărat, casnicul, viața casnică, ucide destul de mult din partea aceea pasională și acolo e întotdeauna o joacă, o jonglerie așa. Vezi, o latură pe care nu o vedeai sau nu ai era latura de care neapărat te-ai îndrăgostit. Da. Acum, dacă se poate, oricum ar fi să fie cu cât mai puțină suferință, ar fi minunat. Că dacă ați vorbit de pasiune, eu o să schimb cartea tot cu o fată pasională și o să-ți ofer ultimul număr. Pentru că suntem pe final. Da, vă dați seama că la cum e aici scrie Alma, da? Ia, perfect. Eu înțeleg că e ceva mai scump, dar pentru mine cel mai scump e că scrie Alma. Atunci cu drag. Da. Amalia, îți mulțumim de scurta poveste și că te-ai așezat cu noi în seara aceasta. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ascultați ce-mi trece mie prin cap. Iar faceți ca voi, nu ca mine. Asta zic. Iar noi ne revedem miercuria viitoare, tot pe Elis Magazine de la 21:30. Numărul de WhatsApp este același, așteptăm întrebările voastre pe tema pe care urmează să o anunțăm. Miercuria viitoare, la 21:30, la Love is Fun, but complicated.